Părinte Stareț, la Schitul Darvari, totul este în sărbătoare. Cum îi așteptați dumneavoastră pe credincioși? Îi așteptăm cu darurile Sfinților Împărați. Inspirat de Dumnezeu a fost ctitorul mănăstirii noastre atunci când a stabilit hramul mănăstirii în urmă cu 189 de ani ca ocrotitori pe Sfinții Împărați Constantin și Elena. Și ne-am întrebat și după reactivare, cum de niște imperatori, împărați creștini, sunt ocrotitorii unei mănăstiri care de obicei își alege ca hram cuvioși părinți sau monahi sau maici care au trăit viață călugărească autentică. Și ne dăm seama că, de fapt, Sfântul Constantin cel Mare este un isihast. Este un isihast în mijlocul cetății. Îi așteptăm pe creștini, îi așteptăm pe pelerini și pe vizitatorul la Schitul Darvari, astăzi, de hramul Sfinților Împărați Constantin și Elena, cu darul Sfântului Împărat Constantin, care este isihast în mijlocul cetății. Sfântul Constantin a întors fața Imperiului către Hristos, nu prin forță, în decurs de 15 ani, cu multă pace și cu multă demnitate. Mesajul lui către cei care vin la hramul de la Schitul Darvari este să întoarcă fața către Hristos, cum a întors el fața Imperiului către Hristos. Și Sfânta Împărăteasă Elena, încărcată de bătrânețe, încărcată de ani și suferindă, să meargă totuși la locurile sfinte și să ridice bazilici pe locurile, pe siturile istorice unde Mântuitorul a fost și a propovăduit, este semnul, este îndemnul ieșirii din zona de confort. Sfânta Împărăteasă Elena îi primește pe toți cei care vin la casa ei de la Schitul Darvari cu acest îndemn. Poți mai mult, urmează-mi exemplul. Mergi și caută locurile sfinte care sunt nu numai se regăsesc la Ierusalim, ci în Duh se regăsesc în orice biserică, că sunt amase mormântul Domnului, proscomidiarul este Betleemul și tot așa, toate înțelesurile duhovnicești. Îndemnul Sfintei Împărătese este exact acesta, ieși din zona de confort și poți să fii isihast în mijlocul cetății. Poți să, aici te întâlnești cu Dumnezeu, într-un context în care poate e arid așa duhovnice și te gândești cum pot eu în mijlocul capitalei să mă mântuiesc. Și Sfântul Constantin și Sfânta Elena dau mărturie că da, poți să te mântuiești și în mijlocul cetății. De aia și ei sunt, iată, ocrotitorul unei mănăstiri urbane, a celor care, așa cum ziceam și altădată, suntem în prima linie, ne simțim ca la primiri urgențe.